În biserica noastră mai avem încă un frate păstor, sunt mai mult păstor și prezbiter, un frate care e mai mare ca mine, are 60 de ani, îmi spune: Dragoș, am să spun ce am pățit într-o zi. Am constatat că nu-mi vine apă la chiuvetă, nu-mi merge pompa. Avea o pompă submersibilă în fântână. Îl cheamă Dragoș Spoială. Eu toate cazurile care le dau le puteți verifica. Când au văzut că nu-i merge pompa, s-au dus în casă, au scos ștecherul din priză, au luat o scară metalică, au pus-o în fântână, au coborât, au inspectat acolo și au văzut că e un fir rupt. Ies afară, merge în casă, ia un cuțit, o bandă izoler, coboară iarăși pe scară și curăță, taie cablu, îl descoperă lița aceea și acum anoadă cablurile ca să-l pună bandă izoler să-i meargă pompa. Când el era în apă pe scară și lega cablurile, sora Viorica intră în casă și întreabă: cine a scos pompa din priză? Și o bagă în priză. În momentul când a băgat pompa în priză, îmi spune Dragoș: am scos un strigăt involuntar din adâncul fântânii, wow, de groază. Viorica era cu mâna pe ștecher și o tras cablul. Și îmi spune: frate Dragoș, ceva interesant. Eu nu pot explica, nici voi nu o să vă puteți. În acea fracțiune de secundă sau în acea secundă, spunea fratele Dragoș, mi-am văzut tot filmul vieții mele. Cam de când am început să țin minte, de la 3 la 4 ani, cum m-am dus la școală, cum m-am dus la profesională, cum m-am dus în armată, cum m-am căsătorit, cum dirijam corul, el fiind dirijor de cor. Dar ciudat, îmi spunea, într-o secundă mi-am văzut filmul vieții mele cu detalii, într-o reluare foarte înceată. Eu vă întreb, poate Dumnezeu? Nu mă întrebați pe mine cum, că eu nu sunt foarte tehnic. Dar într-o zi te vei întâlni cu viața ta. Spuneam aseară că mama mea a rămas orfană de mamă la 6 luni și când avea 5 ani și făcea paznic la poartă în luna februarie să nu vină jandarmii, au venit jandarmii, l-au arestat pe bunicul, pe frață de acolo, desculț pe gheață, bătut din post în post până la Volovâț, de la Volovâț mi-a mai dat o ceată de hoți de cai, i-o bătut și pe cei și-o plecat până la Cernăuț, condamnat la 25 de ani. Și îmi spunea mama: a rămas 3 copii, ea fiind cea mai mică, mâncam ce puteam, mai îngrijeau frață de noi, dormeam pe unde puteam. Și tata a făcut 4 ani de pușcărie la Cernăuț. Se uita la mine și îmi spunea: Dragoș, eu eram păstor, nu-mi place pocăința ta. Vin la tine, frați, atâta glumă, atâta haz, atâta vorbă, atâta cafea. Deși eu nu beau cafea, dar alții îi făceam. Și atâta de puțină rugăciune. Păi la noi nu vine nimeni niciodată fără să facem o rugăciune. Nu era o vizită a unui frate, a unui surori, prima dată ne plecam pe genunchi. Măi băiete, așa-i pocăința. Ceasul întregi o găseam în rugăciune. Voiam să-i spun ceva și când intram în casa ei, bătrânească, era pe genunchi. Las-o! Și mă duceam și munceam și când veneam, ea tot la marginea patului se ruga. Dar la un moment dat, când am venit la serviciu, îmi spune: Dragoș, să spun ce am pățit azi. Eram pe marginea patului, deja avea o semiparalizie la 71 de ani. Și pe când mă rugam așa, a venit Duhul Domnului și m-a răpit și îmi spunea că la un moment dat m-am trezit. Ca un vuie de apă mare era în spatele meu, parcă am trecut Iordanul, morți, cum interpretăm noi. Și era o pajiște, m-am ridicat pe pajiște aceea, eram ca o fetiță de 17 ani, eram îmbrăcat în alb, n-aveam nicio bolă, n-aveam nicio suferință, eram atât de ușoară. Și când m-am urcat pe malul acesta, am văzut un câmp frumos și am văzut o cetate de aur, așa cum spune în Biblie. În jurul ei totul strigă slavă. Ea a văzut, s-a uitat la ceas când a plecat. Și la un moment dat a revenit în trupul ei, chircit și bolnav, de pe marginea patului, și spune: Dragoș, 40 de minute Domnul mi-a arătat frumusețele care mă așteaptă. Voia să-mi spună, voia să-mi povestească,
Dar neputincios ca și Pavel era de fiecare dată, lucru pe care Dumnezeu ne l-a făcut. Ochi de om nu le-a văzut, ureche nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit. Și voia să-mi spună ceva. O venit fratele Șervan, președintele filiale, și spune frate Costică să spun ceva. Și frate s-o bucura. Ar fi vrut să spună de frumusețe de acolo, dar cine o poate descrie? Cine poate descrie răsplătirile Domnului care ne așteaptă dincolo? Eu vă spun că necazurile și suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Eu am un frate mai mare decât mine cu 6 ani, socrul lui din comuna Ipotești, a murit anul trecut, îi mai trebuia o săptămână să aibă 101 ani. Trecuse mult de 100 de ani. El toată viața a fost pocăit și un mic adunare. După vreme de prizonierat, război, lagăr, a venit acasă și avea toată viața lui om la adunare. Și nu lipsea la adunare, era un om de o moralitate și o bunătate deosebită, proverbială, acolo în adunare. Și acum, în ultimul an, în jumătate de an, nu mai putea să meargă la adunare. Și sta acasă. Și se duce fratele meu, spune, tată, ți-e greu acum, e rău. Nu! Domnule, te mă lipsea bucuria lui, o bucurie debordantă, paharul lui plin, da, peste el. Mulțumesc lui Dumnezeu cât e de bun Domnul! Și era perfect lucid și vorbea de pământ, de animale, vezi, se face așa. Și pe când vorbea, se oprește și spune, stai un pic, hai să ascultăm cântarea asta. Și fratele meu întreabă, ce cântare, tati? Se uită la cumnată mea, fata lui, și întreabă, dar ce cântare, tati? Corul ăsta de îngeri, hai să-l ascultăm. Și fratele meu întreabă, ce cor vezi, tati? Și el întreabă, bă, dar voi nu mai sunteți pocăiți? V-ați lăsat? Nu ne-am lăsat, dar n-auzim corul. Gata, liniște. Și vine Traian, cumnatul, și spune, dă-i pace. Uite, așa vorbesc cu el și deodată are o bucurie extraordinară, se luminează și spune, tăceți, hai să ascultăm și cântarea asta. Eu știu ce cred? Că Dumnezeu îi trimitea un cor de îngeri. La un om care a fost 100 de ani aproape la adunare și care în anii bătrâneți o mână de om sta acasă pe pat, ce sunt îngerii, spunea Pavel? Sunt duhuri slujitoare trimise în folocul sub celor ce vor moșteni mântuirea. Amin? Dar nu a mai văzut nimeni îngerii, numai el. Rândul trecut la voi am fost cu fratele Axinte Octavian, tatălui Jean Axinte, un om extraordinar, vechi prezbiter. A chemat domnul acasă la 84-85 de ani. Un om cu dar de vindecare. Experiențele, întâmplările, vindecările care le-am văzut în casa lui, făcute prin mâinile acestui om, ar trebui, ca să le povestim, să stăm până dimineață, cu toată smerenia, o spun. Cum lucra extraordinar Dumnezeu prin omul ăsta. Ce călăuzire avea omul acesta, nu... Odată m-am dus, a venit un frate prezbiter la noi și a spus, Dragoș, am pe nepotul meu la mine. Părinții lui au plecat în Austria, de 3 zile stau cu nepotul în spital, ne-au dat acasă, moare, răhnește, hai până la moșul Jean. Și era ora 11 noaptea și m-am suit în mașină și am plecat până la Roma. Am ajuns la 12 jumate noaptea și îi spun, eu sunt mai cunoscut, mă duc să-l trezesc pe moșul și apoi venim să ne rugăm. Voi rămâneți în mașină. Și când m-am dus la poartă, moșul era la poartă, îmbrăcat, cu pălărie pe cap. Face domnul frate Jean, ce faci? Uite, măi, vă așteptam. Și eu spun, Dragoș, dă-te jos, tot Dragoș îl chema. Să dă jos, pacea Domnului, sărută. Dar el spune, băi, lăsați asta. Unde-i băiețelul acela? Și eu întreb, ce băiețel? Mi-a spus Duhul Sfânt, veniți cu un băiețel să mă rog pentru el. Mi-a spus, e în mașină. Ne-am rugat pentru el. Dumnezeu l-a vindecat. Atunci o încetat plânsul. Mai târziu m-am dus în Graz, în Austria, l-am luat pe Andy, care cât mirii de mare, și i-am dat 10 pumni așa în cap. Tu mai trezi, măi, la ora... De ce plângeai? Și o să am auzit și eu, dar nu știu de ce plângeam. Era un om prin care Dumnezeu vorbea. În anii neputinței lui sta în pat, veneau frații la el și el spune, măi, eu trebuie să plec. Uite, tânărul ăsta îmbrăcat în alb, de 2 zile mă așteaptă și acum trebuie să mă duc. Și s-a pus cu mâna, cu capul pe mână seara și dimineața fratele Nicu Piu, care a văzut un dirijor și lucra acolo, se duce, frate Jean, frate Jean, fratele Jean era plecat, cu tânărul acela care l-a așteptat. Asta numai el l-a văzut. Eu vreau să vă spun tuturora, dacă trăim pocăința,
Dumnezeu ne dă o răsplată, fie că e vizibil, o vede adunare, o vede familie, o văd oameni și vecinii, sau ne poate răsplăti în ascuns, ne poate bucura inima în ascuns, să o facă Domnul și pentru noi, amin. Când trăia fratele Sabu Iacoban de la Cajoana, mi-a povestit o întâmplare și n-am putut să mai uit. Cu mulți ani în urmă, în satul Gura Solce, a ars o casă. O ars casa, dar a rămas o bucătărie. Și frații s-au preocupat repede să facă casă, era mult copii. Un bărbat în putere, un bărbat tânăr din Cajvana, a pus calul la căruță, a pus un sac de făină, un sac de cartofi, zahăr, ulei, ce a fost nevoie, și a plecat acolo la familia aceea. Ajunge, era numai copii, întreabă, unde-i mama, unde-i tata? Nu sunt acasă. Părinții erau plecați, trebuia să-și refacă casa. Și el îi mângâie pe cap și spune, măi băieți, voi mulțumiți Domnului, sunteți sănătoși, n-ați pățit nimic. Frați, o să vă fac o casă mai frumoasă decât asta care ați avut-o. Că Dumnezeu e bun, dar până o să vă facă frații case, întâi trebuie și aveți nevoie de astea. Și se duce fratele nostru și le pune în mijlocul bucătăriei mâncarea. I-a rămas bun de la copii, îi mângâie și pleacă. Și îmi spunea fratele Iacoban, frate Dragoș, a trecut mulți ani. Bărbatul ăsta în putere a îmbătrânit și într-o noapte un incendiu devastator i-a mistuit casa. Și-o ars până la temelie. Și acum frații se gândeau să-i facă casă. O văzând năruită munca lui de o viață. Și pe când sta și privea la scrumul din ogradă, oprește la poartă o mașină, coboară niște băieți tineri și spune, frate, mă tale ne cunoști pe noi. Și el spune, nu vă cunosc, măi băieți. Știi că nu ars casa aceea la Solc acolo? Da, noi suntem băieți aceia. Și îmi spunea fratele Iacoban cu unul mai înalt, îl mângâia pe bunicul nostru pe cap și a spus, noi venim din America. M-aș bucura să fie de la voi, dar nu știu. Noi venim din America, avem bani, suntem cu niște ajutoare, am auzit din cazul dumitale, frate, noi îți facem casa. Și i-au făcut băieții ăștia casa înapoi. Și îmi spunea fratele Iacoban, măi, dacă aici pe pământ Dumnezeu știe să răsplătească așa, este o cântare care spune, nici un picur de sudoare nu va fi de el uitat. Credeți asta? Tot ce faceți pentru Dumnezeu e scris la Dumnezeu. Fratele Beraru de la Rădăuț, un om care făcea multă milostenie, multă binefacere, se îmbolnăvește, îl doare stomacul, se chirci de durere acolo. Și la un moment dat, cu ultimele puteri, se dă pe marginea patului, se așează în genunchi, deschide Scriptura, pune degetul pe un verset din Psalmul 141 cu versetul 3. Că în Psalmul 141, versetul 1 spune, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Dar el pune versetul, degetul pe versetul 3. Când este în pat de durere, Domnul îi ridică suferința și îl vindecă. Și în rugăciunea lui spune, Doamne, toată viața mea am împlinit versetul acesta. Acum împlinește-l Tu. Și spunea fratele, m-am ridicat, vindecat și vindecat o rămas. Că Dumnezeu știe să răsplătească dărnicia și paharul tău de apă. În anii tinereții mele, la Suceava a avut loc o mormântare. O fată venea din centrul orașului spre un cartier periferic, acolo unde fratele Liviu Eugeniu prezent aici, e păstorul bisericii. Și a făcut cu mâna la o ocazie. S-a suit în mașină, până unde mergi? Până la Ițican, sui sus. Și când ajunge în Ițican, spune, te rog, oprește. Și el spune, mergi cu mine în pădure la adâncata și te aduc eu înapoi la Ițican. Și fata plânge, se zbate, se roagă, hai Domnul, te rog frumos. Și îl arânjește de un duh demonic. Și când fata vede că n-are nicio salvare, deschide ușa, se aruncă și moare întins acolo pe caldărâm. O venit poliția, au blocat circulația, sute de pocăiți în semn de solidaritate, au condus un cortegiu imens și mă gândeam, de ce nu a trimis Dumnezeu un înger să o scape? Putea Domnul să trimite, dar nu. A lăsat-o să moară pentru a-și păstra curăția ei. Și eu cred că într-o zi, în ziua judecății, ea va fi ca o martură împotriva celora care își terfelesc trupul și își murdăresc sufletul. În biserica din Bârlad era o soră în vârstă care avea și ea o slujbă. De fiecare dată când se termina adunarea, ea sta la ușă și da mâna cu slujitorii și îi felicita pe fiecare în parte. Era slujba ei. Dar îmi povestește un păstor de acolo din adunare că odată a venit un predicator și așa de slab o predicat.
aproape că n-aveai ce să înțelegi. Și când s-a eliberat adunarea, sora era la ușă. Și păstorul a spus, dacă laudă și pe ăsta e fățarnică, mă duc să văd ce spune. Și când a ieșit predicatorul, i-a dat mâna, frate, vreau să vă felicit. Subiectul pe care l-ați ales și cuvântul pe care l-ați citit din Scriptură a fost foarte frumos. Domnul să te binecuvinteze. Și tot o găsit ceva de apreciat. Am întâlnit multe, multe, multe întâmplări. În momentul când omul e pocăit, în momentul în care omul e plin de Duhul Sfânt, Dumnezeu nu îngăduie să fie înșelat. Eu mă uit așa la predicatori. Odată era, după Revoluție, era o modă cu evanghelizările acelea. Era un țar, un evanghelist, foarte bine cotat, acum a căzut pe undeva, nu mai slujește. A avut, domnule, o predică extraordinară, dar eu am dus-o pe mama, mama bătrână, în vârstă, mama mie, hai să vezi un predicator. Și am dus într-o adunare mare, domnule, a avut o predică grozavă și o chemare cum eu nu am văzut. Cei din balcon, din partea stângă, din partea dreaptă, iar de aici, dacă mai este cineva, mă, mie așa mi-a plăcut. Și în mașină mă duc așa entuziasmat. Manica, ai văzut? Ți-a plăcut? Bă, băieții, tătii din fire. Mica de la Duhul Sfânt. Mamă, nu te tem de Dumnezeu, nu mă tem deloc. Omul ăsta e firesc. La câtva timp a căzut în păcat și nu-i mai pe nicăieri. Ei, pe mine m-a prins flama atunci. Frumos, un predicator așa, cu joc de scenă, carismatic. Mama s-a uitat să spune că e din firii tătul. Și ea a avut dreptate până la urmă. Fraților, dacă doresc ceva pentru voi, am înțeles că sunteți în rugăciune, ceriți ca Domnul să lasă peste voi ungerea. Amin. Să fiți plini de Duhul Sfânt, amin? Într-o întâlnire, cineva fierbea, facea o friptură din miel și un cântăreț vestit a venit cu un chil de vin că face carne mai fragedă. Apoi l-a luat sora de acolo, o zbârli și tigaie și vin și pe el l-a fugărit, că femeia de casă era chiar o pocăită. O țirușuri îți cu vin la mine în casă. Dar nu, soră, dar nu bem, o fragezești. Lasă că nu muri, stați plămâni, stăți. Eram într-o adunare cu un frate proroc. O adunare mare, mai mare ca asta. Și spune, fraților, Dumnezeu mi-a arătat că la voi este un mare duc de zgârcenie. Așa mi-a arătat Domnul că zgârcenie la ea acasă. Cine e cel mai zgârcit dintre voi? Să ridici în picioare. Și să ridic, eu, frate. Acum, eu mă gândeam, ori nu înțeles bine, că mai sunt care dorm și trezesc așa prin adunare, că nu trebuie. Ori nu înțeles bine, pentru că, frate, am întrebat cine e cel mai zgârcit. Și el spune, eu, frate, eu. Mai știi că am rămas la urmă de vorbă cu el? Da, frate, cum e să fii zgârcit? Băi, frate, niciodată n-am dat la nimeni nimic. Totdeauna am avut eu nevoie, că am casă, că am familie, niciodată n-am putut să dau la nimeni nimic. Am plâns, ne-am rugat și cred că Dumnezeu l-a eliberat în ziua aceea.